Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din care era cu Dinamo. Data trecută am reușit să debutăm în Liga a doua, am mai făcut unele transferuri, l-am vândut pe Colin Sfai, l-am adus pe cum Bendy acolo pentru postul de fundaș dreapta și astăzi vom uh, juca mai multe partide în Liga a doua, adică probabil le vom simula, vom încheia perioada de mercato pentru că nu știu dacă vom mai face transferuri, echipa arată destul de bine pentru acest sezon și poate o să jucăm, uite, derbiul cu Steaua e de jucat pentru că jucăm cu marea rivală și probabil restul uh, partidelor le vom simula. Dacă vă place care era, nu uitați să lăsați un like, nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, haideți să dăm drumul direct cu episodul să vedem ce se întâmplă astăzi. Pentru început avem o simulare cu Ripensia Timișoara, de repede cu Xim și haideți să vedem dacă reușim să câștigăm, facem 0 la 0, încă nu reușim să câștigăm în Liga a doua, tocmai am realizat că îmi trebuie un mijlocaj central, pentru că l-am doar pe Bellingham, pe Fernandez și pe Marco Dulca. Având în vedere că am adus încă doi mijlocași centrali la echipă în această perioadă de transferuri, ne mai trebuie unul pe Cătălin Cărjan pentru că Iulian Roșu și Nelul Roșu nu vor intra în calculele mele pentru acest sezon. Așadar, o să încercăm să-l aducem pe Cătălin Cărjan de la Arsenal, un jucător român care nu a debutat încă în Premier League în realitate, dar la noi sper să facă o figură frumoasă și să crească mult alături de ceilalți jucători tine pe care îi avem. O să dăm un milion de euro Eu credo que é ok. bineînțeles, avem de unde da, catalin Cârjan va fi nouul nostru jucător, o să ne înțelegem și la contract și vine, cred că pentru prima dată în România, cel puțin o echipă de senior, nu cred că am mai jucat la o altă echipă de seniori în România. 4700 de euro o să-i dau uh, salariu și acceptă catalin Cârjan uh, este nouul nostru jucător, uh, venit direct din Premier League de la Arsenal, iată ce transfer facem aici în Liga a doua la din Premier League în Liga a doua din România, nu e diferență deloc. Important este că semnează cu noi și iată, este prezentat oficial. Jucător de la Londra a venit direct. Să se întâlnească cu Iluce, Il iată, care nu are timp să stea cu el ca de obicei, aceea, aceleași animații aici, dar vreau să văd prezentarea lui oficială cu tricoul lui Dinamo, să văd ce număr și-a luat, probabil 11, nu știu de ce am impresia că o să ia numărul 11, sper totuși să nu fie așa, bine, nici nu văd, oricum, este prezentat oficial, îi bine în tricoul nostru, chiar foarte bine, de la Arsenal la Dinamo, excelent, 1 milion de euro, să vedem nota conducerei pentru acest transfer, OVR 62, va fi jucător de rezervă, oricum nota D putem scoate 630.000 de euro nu contează oricum, uh, lasă că e bine, va crește și oricum vom scoate profit pe el Cătălin Cârjan, 62 OVR, 62 Pace 54 Shooting, 66 Passing Dribbling, 67, destul de bun 3 cu 3 stele, o să-l mai întreb, 19 ani va crește, sigur va crește aici, alături de Bellingham uh, vor fi probabil uh, jucători de rezervă în uh, echipa noastră pentru că Marco Dulca și uh, Fernandez nu vor ieși de aici sunt mult prea buni, mai ales Fernandez deja deci ăsta e incredibil și haide să vedem uh, dacă o să-l debutăm poate în acest episod pe Cărjan, de ce nu? O să-l băgăm pe banca de rezerve și o să încercăm să-l jucăm. Mai vine o simulare în campionat cu CSM Latina O să îl debutăm pe Cărjan acolo alături de Fernandez la mijlocul terenului. Haideți să vedem ce facem în această partidă. Jucăm în deplasare, Trebuie cu prima victorie în campionat și în sfârșit câștigăm. Davis înscrie, bineînțeles, Costa și Amzar. 3 la 0. Rezultat final cu CSM Latina Iată că facem 5 puncte în campionat după primele 3 etape. Vine o ofertă destul de bună pentru un jucător de al nostru, Ianis Cune 17 ani are, vine ofertă de la Dumbrăvița, 350.000 de euro, o sumă foarte bună, încercăm să scoatem 400.000 de euro dacă dau 400.000 de euro o să-l dau chiar dacă are 17 ani, oricum nu prea are loc în echipa noastră pentru că are un, un OVR destul de mic și ne oferă 400.000 de euro, mai vindem un jucător pe bani ceea ce e foarte bine, ne mai scoatem din cheltuiala de pe Cârjan, pleacă Cune la Dumbrăvița, 275.000 de euro de pe urma lui și vine ofertă aici pe Silvestri, mi-a dat loan to buy i-am dat să fie loan și acceptăm această ofertă de la o echipă din Anglia cred, va pleca Uh, un sezon acolo, să joace, are 55 OVR, destul de slăbuț uh, OVR-ul, dar sper că odată cu această mutare Silvestri va crește și va veni cu forțe proaspete la echipa noastră. Sper să se ducă întâi, pentru că suntem în deadline de ei. până la urmă Nicolo Silvestri, loan, uh, foarte bine, primim ofertă loan și pentru uh, Amzar, dar nu o să-l dăm. Ultima oră a perioada de mercato, haideți să vedem ce mutări s-au mai, făcut, uh, mai făcut în Europa, să vedem uh, echipele mari ce au mai transferat, uh, Arnold, pleacă că la Juventus pentru o sumă astronomică, Bruno Fernandes la Barcelona, Osimhen la Real Madrid, acesta e un transfer foarte bun pentru Real Madrid. Patrick Schick la Napoli în locul lui Osimhen, Dembele la Leipzig iată, un transfer foarte bun pentru nemți Smithrow la Leverkusen, Berardi la Leipzig și el, Zieg la Barcelona iată că aici în această carieră reușește să prindă un transfer hakim Zieg a fost acea problemă în realitate cu PSG-ul nu a mai ajuns la Paris Sangare la Tottenham, Walker la Juventus și multe alte transferuri Gavi la Newcastle United ce transfer nu știu, ciudat pentru Barcelona, cum să-l dai pe Gavi, incredibil, dar afacere mare făcută de Newcastle, Canales la Inter, Tapsoba, saint Maximin la Villarreal, Hazard în sfârșit pleacă de la Real Madrid, da, și cam astea au fost transferurile, doar două, trei transferuri cu sume mai mari, adică Alexander Arnold costă și ceva de milioane, Bruno Fernandes și Osimen. dăm schimb aceste perioade de mercato și haideți să vedem Uh, celelalte partide de campionat o să le simulez din calendar, cred, pentru că nu are rost să dau tot sim într-una. De fapt, mai vine doar un singur meci cu unirea slobozia, o să-i să dau uh, de aici, din calendar, sim uh, acestei partide și câștigăm cu 1 la 0, dată ne merge bine uh, când simulăm din calendar. Și vine partida cu Steaua pe care o vom juca. Și după ce se încheie perioada de mercato, vine o ofertă de la Paris Saint-Germain pentru Bubacar Davis, incredibil. Ce echipă uh, îl vrea pe acest super jucător ganez, nu o să-l dăm, chiar dacă e Parisul nu va pleca la PSG. Și dacă tot avem bani după transferul lui Collins Faith și nu prea am făcut transferuri pe bani, haide să luăm un scouter pentru că avem nevoie. O să luăm pe acest ceh pentru că e cel mai scump și cel mai bun ca experiență și ca stele acolo. Haide să-l trimitem în România, bineînțeles, să ne găsească tinere talente pe o durată de 9 luni. O să-l trimitem în uh, România să vedem ce ne poate aduce acest scouter și vine marele derby cu Steaua, noi suntem pe locul 5 înainte acestei partide, Steaua e pe locul 13, au doar, doar, 4 puncte, uh, un uh, început destul de greoi pentru uh, Roșa Albaștri în acest sezon, el a vice puțin obosit, o să-l schimb, uh, trebuie să-l bag uh, pe Giafer aici ca fundaș central. Echipa arată cam așa, o să-l și pe Dulca, o să-l bat pe Cărjan pentru că și Dulca e uh, obosit și nu vreau să-l risc. Uh, și restul jucătorilor rămân uh, cam așa, uh, o să iasă un Cescu de pe bancă și o să intră Demici aici. Uh, Balogun va intra probabil și el în locul lui Davis pe parcursul meciului, îi dăm drumul la partidă, jucăm în deplasare totuși, iată, jucăm în Ghencea împotriva Stelei și se anunță mare derby în capitala României, haideți să vedem imaginele dinaintea partidei, iată ce nebunie e pe străzile Bucureștiului în jurul arenei din Ghencea. incredibil ce se anunță aici dar nu seamănă deloc cu Ghencia, acest, acest stadion sau nu mi se pare mie, dar oricum Haideți să vedem dacă reușim să câștigăm această partidă foarte importantă pentru noi și jucăm cu o echipă foarte periculoasă, o echipă care se luptă de obicei la promovare. Haideți să vedem ce reușim să facem în acest match, O coregrafie specială pentru cei de la Steaua. Dăm skip, auzim și imnul acolo pe spate și galeria roș albastră Îi dăm skip și haideți să dăm drumul la partidă. Iată o încercare de atac a stelei, echipirliu către Balgiu, super intervenția lui Dulmu, Duimovic, dar e gol. Mingea revine la Balgiu. La Balgiu. Și reușește Steaua să deschidă scorul. Iată, își bea ceiuțu Balgiu pentru că n-a apucat azi dimineață, a fost pe fugă și îl bea acum în timpul meciului. Da. O greșeală acolo în defensiva noastră. Reușește doi să respingă în prima fază, dar mingea îi revine jucătorului care a trecut și pe la Ucluj și este 1-0 pentru Steaua. Amzar către tiam, bine curge faza, un și este golul lui Ward, ce frumos a șutat canadianul, extraordinară execuția capitanului nostru. Iată că își continuă încă forma din primul sezon Gavin Ward, chiar dacă nu mai e aceeași, același aspect pentru canadian. Ce frumos șutează din, prim, din prima și îl prinde pe contrapie pe portarul advers. Uh, nu s-a așteptat nimeni la această execuție a lui Ward. Doamne, cât de frumos a șutat și îl învinge plasat pe portarul stelist, iată, aplaudată execuția și de uh, Mircea Lucescu, egalăm rapid, minutul 24 este 1 la 1, se anunță un derby cu multe goluri, este pauză în Ghencea, 1 la 1 rezultatul primei reprize, o repriză pe care am dominat-o, sincer, în afară de golul stelei nu au avut alte ocazii sau uh, faze importante, noi am jucat foarte bine și trebuie să continuăm așa și în repriza secundă să reușim să mai înscriem un gol. Frumoasă combinație, pasă către Bubacar Davis, Davis, gol! la 1 conducem în derby după golul ganezului Buba Davis. Ce frumos am jucat cu pase continue și am reușit până la urmă să destabilizăm apărarea uh, echipei adverse. Ce frumos am jucat și ce gol înscrie Buba Car Davis împotriva celor de la acestea steaua. Iată cât de bine pleacă acolo, șut cu dreptul la lung, portarul nu are nicio șansă. Șut foarte bine plasat și puternic în același timp. Conducem așadar pe tabelă cu 2 la 1 După ce am fost conduși cu 1 la 0 Până la urmă s-a făcut dreptate pentru că am jucat mai bine Iată-l pe Amzar în stânga poate centra Să vedem centralul lui Amzar e bună Coșta dă cu capul și face 3 la 1 Demolăm steaua Coșta n-a făcut nimic Tomeciu, meciul vreau să-l schimb Dar iată că sare bine aici la cap Apare bine la colțul lung și reușește să înscrie pentru 3 la 1 Uh, Genci a răpusă la tăcere după acest gol, se aud fanii noștri pe fundal, cred, da, într-adevăr, fanii noștri sunt pe fundal, o centrare uh, frumoasă a lui Amzar și bine sare Coșta, portarul greșește, ce greșeală totuși a goalkeeperului este list. cât de bine a sărit Coșta la cap aici și iată că reușim să facem 3 la 1, doamne, cât de prost uh, a respins portarul Ian cu această minge, facem modificări, va intra Balogun în locul lui Davis, Davis care a înscris un gol, s-a mișcat bine, va intra și Ahmed Bani în locul lui Ward, la fel Ward a înscris un gol frumos, s-a mișcat și el foarte, foarte bine, Bellingham în locul lui Fernandes pentru are cartonaș galben și Bordușanu în dreapta în locul lui Coștea, patru modificări, introducem jucători proaspeți care sper o să facă diferența, haideți să vedem ce reușesc să facă noi, noi intrați. Centrare bună aici, este penalti Giafer face hands și iată cum Steaua poate reînvia în această partidă. O centrare destul de ciudată și capitanul după ieșirea lui Ward, Giafer vrea să dea cu capul și de cu mâna. Ce a fost asta, băi? E penalti pentru Steaua pe care Balgiu, omul care a înscris golul Stelei, îl execută și îl execută foarte bine, iată. Steaua reintră în joc în minutul 83 la 2, nu s-a terminat meciul, deși am jucat atât de bine, iată, două greșeli în defensivă și cei de la Steaua, încă ne pun probleme, iată aici o acțiune în dreapta, centrare la marginea careului, să vedem, Kipirliu pasă către Pacionel Duimovic cu o super intervenție, Steaua în vie, iată pe finalul de meci, sperăm să rămânem cu acest rezultat, să vedem centrarea, e periculoasă, respinge până la urmă, nu foarte bine, Uh, să vedem uh, mingea tot uh, la steliști uh, Dragoș uh, Gheorghe către Ciunciucov Și este golul lui Kipirliu Ca de obicei nu se poate altfel Steaua ne egalează la 3 în minutul 91 Incredibil așa ceva Ca în fiecare carieră nu ne putem apăra O greșeală, un penalti făcut uh, ca dou Și este 3 la 3 Învie și galeria stelei aparent A fost chiar o atmosferă foarte frumoasă Cu aceste cântări uh, băgate de cei de la FRLP. Am uitat, aveți link-uri în descriere pentru a achiziționa acest pești dacă vă place ceea ce vedeți în acest videoclip dacă vreți să aveți și voi Liga a doua în FIFA 23 3 la 3 așadar, așadar în minutul 92 nu știu dacă mai avem timp de un atac să vedem dacă reușim totuși cu Tiam aici Tiam pleacă către margine Tiam trece să vedem dacă reușește să facă 4 la 3 Tiam îl are pe balogun în care eu Tiam de ce nu pasează Tiam e nebun am dat să paseze și se uita la minge doamne doamne 3 la 3 rezultat final nu se poate așa ceva. Incredibil. Pierdem uh, două puncte importante în această partidă, după ce am dominat total meciul, absolut uh, de la un cap la altul. Bine, până la golul Stelei, să zicem că am fost mai slabi, dar după am dominat nu știu, nu știu când au avut ei șapte șuturi că dar nu mai contează jocul ăsta câteodată la statistica n-are nicio treabă. 8.8 uh, nota lui Amzar cu un asis, Costa și el cu un gol, Tiam a jucat și el bine, uh, însă, iată, suntem egalați pe final. Am condus până în mitul 80 cu 3 la 1 și am făcut 3 la 3. Două puncte atât de importante le pierdem în uh, marele derby cu steaua. Și haideți să vedem ce meciuri mai avem cu polia și Cixereda, o să le simulăm repede și pe acestea din calendar, să vedem ce facem. 1 la 1 cu Poliaș nu e bine deloc și unul la 1 unu și cu da, incredibil. Facem două egaluri, uh, de fapt trei egaluri la rând și ne, ne îndepărtăm acolo de locurile de, uh, de promovare, suntem pe locul 6. Pe primul loc e în continuare, a nu e oțelul, e Mina Urbaia Mare aparent care are 14 puncte, însă suntem în grafic, încă nu e distanță mare, doar 3 puncte. Avem uh, timp de abia începutul sezonului. Ăsta a fost episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și nu uitați să vă abonați canalul meu dacă n-ați făcut o încă. Eu am fost Darius, vă mulțumesc tuturor pentru vizionare, cam atât. Pa pa.